Soarele, briza mării și cele peste 25 de grade Celsius au făcut pachetul complet pentru o zi perfectă la malul mării. La orele prânzului, stațiunea Mamaia a oferit o priveliște de neuitat. Și pentru că temperaturile sunt ridicate, unii au ales să facă și prima plajă pe anul acesta. E prima plajă pe anul ăsta, da. Nu e frig, e bine. Prima plajă, da, prima plajă cu bebelușul, prima zi pentru el la plajă. Având în vedere că ne-am dat cu factor de protecție, e soare, e cald. E vreme extraordinară. Alții au profitat de vremea frumoasă și au ieșit la o plimbare pe plajă. Cei mai mulți sunt însă localnici. Deși temperaturile sunt ridicate, au ales să nu stea încă la soare. Spun că vor mai aștepta un pic. Important e să înceapă sezonul. Pentru că, ca acasă nu-i nicăieri. Eu am venit doar să mă relaxez 10 minute. Nu fac plajă pentru că este momentul, dar nu e destul de cald ca să mă dezbrac. Nu e încă vreme de plajă? Nu. Pentru mine nu. Cam de la câte grade în sus consider că e de plajă? 30. E ok, atunci pentru mine. Afaceriștii de pe litoral sunt cu un ochi pe buletinul meteo și cu altul pe plajă. Ei știu că cea mai importantă este vremea. În această perioadă are loc și programul Litoralul pentru Toți. Așa că agenții economici abia așteaptă să apară și turiștii în acest weekend. Prima zi de vară, pot să spun, cu 25 de grade. Nu bate vântul, apa este plăcută, dar până la genunchi. După cum vedeți, am și dat câteva șezlonguri. Este prima zi în care apar turiști. Deși temperatura apei este încă scăzută, au fost câțiva curajoși care au intrat în mare. Alții au preferat să încerce apa cu degetul. În apă ați intrat? Da. Cum e? E rece, dar e ok. În apă momentan nu. Ne abținem. Mai așteptăm să se încălzească un pic. Cald. Apa e super. Cum e apa? Foarte caldă. De sâmbătă vremea se schimbă. Potrivit meteorologilor, în acest weekend pe litoral va ploua, însă va fi cald, deși cerul va fi acoperit de nori.